Un transport de peste 1200 de kilograme de solzi de pangoline, valuat la aproximativ 1,5 milioane de euro, a fost descoperit de autorități pe aeroportul internațional Istanbul. Încărcătura cu solzi plecase din orașul congolez Goma și urma să ajungă în România via Istanbul, iar pe aeroportul din Kinshasa a fost îmbarcată în locul unui transport declarat de mobilă. Responsabilii serviciului vamal de pe aeroport au fost reținuți. Potrivit Mediafax, care citează RFI, un bărbat s-a prezentat la biroul vamal de pe aeroportul internațional din Kinshasa. Omul care lucra pentru o agenție de turism a pretins că acționează în numele unui presupus diplomat român. România nu are însă ambasadă în Republica Democrată Congo, iar reprezentarea diplomatică și consulară a țării noastre fiind asigurată de ambasada României în Angola. Anchetatorii congolezi au fost sesizați de către biroul turc de la Interpol. Alți angajați din cadrul acelorași servicii au fost arestați cu câteva săptămâni în urmă într-un alt caz de trafic cu solzi de pangolin și colți de fildeș care aveau ca destinație Japonia și Vietnam. Carnea de pangolin este considerată o delicatesă. Solzii se folosesc în medicina tradițională chineză pentru tratarea unor afecțiuni, printre care astmul și artrita. Pangolinul este declarat animal protejat din septembrie 2016 prin Convenția Internațională privind comerțul cu specii amenințate cu dispariția. Pangolinul a câștigat titlul de neinvidiat de cel mai traficat mamifer din lume. Pangolinul este al treilea cel mai braconat animal din lume, după elefant și rinocer. Pangolinii sunt vânați pentru carnea și solzii lor în Asia și Africa. Traficul este alimentat în special de cererea din China și Vietnam, potrivit organizațiilor pentru drepturile animalelor. Circa 1 milion de pangolini au fost capturați în ultimii 10 ani în pădurile din Asia și Africa.